Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Simțiți și dumneavoastră mirosul sărbătorilor de iarnă? Eu am început deja să intru în febra sărbătorilor și mi-am propus ca pe ultima parte a anului să aduc în emisiune doar oameni care au un cuvânt de spus, oameni care ne reprezintă cu cinste pe noi, țara din care facem parte, orașul în care locuim. Ei bine, astăzi alături de mine se află un om care mi este foarte drag, un om care luptă pentru ca noi, cei care suntem români și simțim românește, să putem fi mândri că atunci când mergem undeva, cineva aude de țara noastră și un om cu atât mai mult care alege să se implice în comunitatea locală, un om care alege să dăruiască, să dea din suflet celor din jurul lui. Ei bine, alături de mine se află Vlăduț Simionescu, un prieten mai vechi al emisiunii noastre. Bună seara, Vlăduț, și bine ai venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Vlăduț, tu ai venit cu vești frumoase, cu vești bune și ai ales să te implici cumva în comunitatea asta care are nevoie de sprijinul oamenilor ca tine. Hai să vorbim puțin despre proiectul la care tu lucrezi și pe care eu l-am văzut zilele trecute și m-am emoționat, să fiu sinceră. Da, într-adevăr, am decis că chiar dacă activez, ar fi timpul să mă implic și eu în viitoarelor generații. Și m-am gândit să organizez un concurs pentru copii. Asta și m-am gândit foarte bine dacă m-aș putea fi capabil să fac lucrul ăsta, pentru că vreau să-l fac bine, nu vreau să-l fac doar să fie făcut. Și am ajuns la concluzia că aș putea să-l organizez cu, nu chiar cu o lejeritate, dar destul de ușor, pentru că cred că am în jurul meu oameni onești și oameni capabili care mă vor ajuta. Va fi un concurs foarte frumos, să zic eu, pentru cei care vor participa, pentru că am pregătit destul de multe surprize. Am vorbit cu mare parte cu toți sportivii importanță a Iașului care vor veni și vor face premiere copiilor. Hai să începem cu începutul. Hai să spunem așa că organizezi Cupa Moș Crăciun la judo. E, da, cred că prima dată când aud de o Cupa Moș Crăciun în Iași, așa e? E prima oară când o organizez eu, dar ea a mai fost organizată de antrenorii de la Clubul Sportiv Școlar Unirea. Numai că de data asta am îndrăznit să mă implic și eu și într-un mod cât mai direct și mai, nu știu, apăsat, aș putea spune. Ai luat frâiele în mână. Da, cumva. Ești multiplu campion național și internațional. Poate pentru multă lume ar fi de ajuns și suficient doar atât. De ce ai ales să te implici? Pentru că am avut două episoade foarte grele, aș putea spune, în cariera mea, momentele cu accidentările la genunchi. Iar la a doua accidentare am avut foarte multe gânduri în cap. A fost efectiv cel mai greu moment. Peste prima accidentare am trecut destul de ușor. A doua a venit într-un moment foarte nepotrivit. Eram în plină calificare pentru jocurile de la Rio și dat fiind că m-am accidentat, n-am mai putut să continui, cu toate că eram calificat și a trebuit să renunț. În momentul ăla am avut foarte multe idei în cap și m-am gândit la oamenii care m-au antrenat, care poate n-au făcut-o bine. M-am gândit la faptul că dacă aș fi avut oameni capabili, oameni profesioniști lângă mine, la ce nivel aș fi ajuns și dacă mai ajungeam la accidentele respective, pentru că accidentele au venit din cauza stresului, antrenamentelor lungi și proaste, poate. N-au fost niște întâmplări nefericite. M-am ajuns treptat în punctul ăla. Și m-am gândit că și copiii care vin din spate ar trebui să aibă lângă ei oameni capabili și de asta am și făcut pasul în a organiza concursul ăsta,
îmi doresc foarte mult în momentul când închei activitatea de sportiv să reușesc să îndrum cât mai mulți copii spre judo și să-i ajut să se dezvolte cât mai armonios. Iar tu deja îi îndrumi, pentru că eu te-am mai regăsit în sălile de sport. Da, deja îi îndrum, numai că vreau să o fac cât pot de mult și cât pot de bine, pentru că nu vreau să ajungă niciunul în situația în care am ajuns eu să-mi pun întrebarea dacă aș fi avut un om capabil, unde aș fi ajuns. Pentru că sunt mulți copii care poate ai șansa lor în viață. Poate ei sunt făcuți pentru aia și au nevoie de niște oameni într-adevăr capabili care să-i șlefuiască și care să-i ducă spre marea performanță. Și asta îmi doresc eu cel mai mult. Nu vreau ca niciun copil să ajungă să se îndoiască de calea asta care a ales-o. Sau să simtă că a pierdut niște ani inutil. Exact. Da, e frumos ce faci și să revenim la evenimentul nostru, la Cupa Moș Crăciun. Eu am în față proiectul pe care tu mi l-ai trimis zilele trecute și ți-am mărturisit și înainte de emisiune, am să o mai spun o dată și acum, mi-a plăcut foarte mult, este un proiect dinamic, este un proiect adresat unei grupe de vârstă care de multe ori e puțin neglijată, e puțin... De obicei, antrenorii sau sportivii de performanță își îndreaptă atenția către cei care se apropie de vârsta de adult. Poate mai puțin la copii, acolo mai facem pe la școală, mai facem prin sala de sport, mai puțin în concursuri, în competiții de genul acesta. Și am să le spun telespectatorilor că are loc pe 21 decembrie... și este organizat de Asociația Sportivă de Judo Simionescu. Da. Așadar, pentru ca să poți să faci astfel de evenimente, ai avut nevoie de o asociație, o umbrelă, cumva, sub care să poți organiza astfel de evenimente. Da. Decizia de a deschide o asociație vine de acum 4 ani, cred, poate chiar și mai bine. A fost o decizie care am luat-o nu doar pentru a organiza evenimente de genul ăsta. În primă fază o făcusem pentru a încerca să mă ajut eu în cariera mea sportivă, pentru că știi foarte bine, finanțările stau foarte prost. Și întotdeauna cineva îți va spune, dacă aveai și tu o asociație, da, te-aș fi putut ajuta. Da, exact. Și asta, de asta am făcut-o în primă fază. După aia mi-am dat seama că, având asociația în spate, pot să încep să organizez evenimente de genul ăsta, mai ales când statutul e specificat clar că pot să organizez competiții. Da, și ne adresăm copiilor sub 14 ani, adică mai exact under 13 și under 14, masculin și feminin. Da. Cam cum se va desfășura această competiție? Păi, în mod normal, dimineață, sâmbătă dimineață, pe data de 21, va fi proba cântarului, unde toți trebuie să treacă proba cântarului. Bineînțeles, cred că vor avea și o toleranță, pentru că, na, suntem înainte sunt de sărbători, sunt copii, exact. Putem să dăm o toleranță la lucrul ăsta, iar apoi la ora 10 va începe concursul efectiv, competiția. Se va desfășura până se va termina ultimul meci din categorie, după care se vor efectua premierele. Ce așteptări ai de la acești copii? Eu personal nu am nicio așteptare, nu pot să am nicio așteptare de la ei. M-aș bucura doar să se simtă bine, să aprecieze concursul și să dea tot ce e mai bun din ei pe saltea, pentru a reuși să urce pe podium. E încă de vreme și mai au timp, cred că, să se înscrie. Nu știu până când se fac înscrierile, dar ai așa o idee cam de unde vor fi acești copii? În mare, da. Cred că vor veni cam aproape din toată țara. Vor veni și din Moldova, destul de mulți sportivi. Mai sunt niște prieteni ai mei de prin Germania care mi-au scris că ar fi interesat să vină. Vom vedea dacă se concretizează. Ca și număr, cred că am estimat undeva la cel puțin, cred că, 300 de copii. Wow. Deci va fi un eveniment destul de mare. Sunt și foarte multe categorii. Sunt 29 de categorii de greutate, 2 categorii de vârstă. Numărul ăsta 300 pare mare, dar având în vedere cât de bine distribuiți vor fi, nu vor fi foarte mulți, dar, bineînțeles, poate să depășească cu ușurință numărul de 300. Având în vedere că e totuși o competiție de amploare, cam câți oameni ai în echipă care îți
te pot ajuta, pentru că tu spuneai ceva mai devreme că bă, ești norocos și bă, te înconjuri de oameni frumoși care te sprijină în proiectele tale. Cam cum le-a venit lor, cât de ușor le-a venit să le spui că vrei să faci un astfel de concurs, o astfel de competiție? Păi, prima discuție care am avut a fost cu antrenorul meu, Costel Năftică, după concursul care l-ai prezentat și tu la Târgu Frumos, organizat de domnul Hamac. Am zis că ok, dacă el poate să organizeze în Târgu Frumos, de ce nu am face și noi lucrul ăsta pentru copii în Iași? Pentru de că... acolo a fost practic punctul de plecare, ideea. Da, eu aveam în cap conturat așa o idee, după ce am luat parte la competiția aia, am zis că ok, ar trebui să facem și noi asta, e păcat de copii, au nevoie de cât mai multe experiențe de genul ăsta. Și el a zis că da, am putea să facem lucrul ăsta. După aia m-am sfătuit cu domnișoara Ioana Babiuc de la Clubul Sportiv Școlar Unirea. Ea oricum vroia să organizeze turneul numai că vroia să-l organizez cu o săptămână mai devreme și am rugat-o să-l mutăm cu o săptămână după pentru a putea ajunge și eu acasă să fiu prezent și să pot să mă implic cât pot de mult în organizare. După aia am vorbit cu preparatorul meu fizic de la Centrul Medical Preventis, da, și cu domnul doctor de la Centrul Medical Preventis, domnul Petre Crivoi, și ne-am conturat așa cumva echipa care o să organizeze acest concurs. Am înțeles, e o întreagă desfășurare de forțe aici și am văzut și la Târgu Frumos, pentru că și acolo a fost o competiție foarte frumoasă pentru copii, o competiție de judo, și am văzut cât entuziasm au cei mici atunci când îi aduci să-și arate ei puterea și îndemânarea, de ce nu, pentru că nu sunt chiar începători, au niște ore de antrenament la activ, exact, și da, au ocazia astfel să demonstreze celor din jurul lor cât de puternici sunt și cât de multe au învățat. Da, într-adevăr, așa e. Cred că e senzația cea mai plăcută când vezi bucuria asta exprimată pe chipul lor. De-aia îmi doresc să fac și un eveniment foarte, foarte plăcut, strict pentru copii și pentru bucuria lor de a fi acolo și de a se întrece și de a se trânti, efectiv. Eu sunt absolut convinsă că tu nu prea vei avea timp să urmărești, pentru că vei fi la autografe. Știu ce ți s-a întâmplat la Târgu Frumos, acolo unde până și cel mai mic copilaș a venit să-i dai autograf pe kimono. Da, sunt convins că se va întâmpla asta, mai ales, cum ți-am spus, și ceilalți sportivi care i-am invitat pentru a face premierele, cred că vor fi trecuți prin experiența asta. Doar că o să încerc să conturez foarte bine, pentru că nu vreau să-i distrag de la ce au ei de făcut. Probabil voi organiza după ce se termină competiția un timp, aș acorda un timp pentru chestiile de genul ăsta. Pentru că chiar mi-e teamă că n-ai să mai pleci acasă în seara aia. Tot ce e posibil. Dar aș vrea să fie concentrat la concurs și la ce au de făcut, să se bucure de moment. Avem confirmate nume de sportivi pe care i-ai invitat la această competiție? Spuneai ceva mai devreme că vor mai fi sportivi. Da, l-am invitat pe boxerul Nistor Mihai, care a făcut de curând pasul la profesioniști, tot din cauza condițiilor. A avut și el, din păcate, un vis olimpic. N-a putut să-l concretizeze. Mi-a confirmat că va fi acolo. Am vorbit cu Alexandru Sirițianu, vicecampion olimpic de la Londra la scrimă, va fi și el acolo. Am vorbit cu Florin Cojoc, multiplu campion european la paralimpice, la atletism și participant la două ediții de jocuri paralimpice, va fi și el acolo. Am inițiat niște discuții cu Cătălin Moroșanu, în principiu cred că va fi și el acolo. Și dacă mai vin idei pe parcurs, voi lansa invitații și nu cred că voi fi refuzat. Eu când vorbim convinsă de copii. După cum aud așa niște nume cunoscute, cred că voi aveți o comunicare, știu eu, mai directă între voi, da, cei da, care... Da. Ne cunoaștem între noi, vorbim, socializăm și toată lumea e deschisă la lucrul ăsta, pentru că cu toții știm că asta trebuie să facem pentru a putea ieși cumva din groapa asta în care a fost târât sportul românesc și cel ieșean, bineînțeles. Da, pentru că, vezi tu, toți adulții care
speră la performanță, trebuie să aibă o pregătire foarte bună atunci când sunt copii și, iată, e nevoie de voi să le dați astfel de imbolduri, să le dați aripi, să creadă în forțele într-adevăr, proprii. Într-adevăr, asta e cel mai important lucru, cum spuneam și mai devreme. Momentele astea le dau lor încredere și înțeleg faptul că au făcut o alegere bună și o să-și dorească să facă din ce în ce mai mult sportul care l-au început. Pentru că vorbeam de amploarea evenimentului, știu că e nevoie de arbitri. De unde i-ai adus? Cât de greu ți-a fost? N-a fost destul de greu să vorbesc și să rezolv partea cu arbitrajul. Avem foarte mulți arbitri în orașul Iași, arbitri naționali, chiar și internaționali. Am avut o discuție cu ei. Bineînțeles că nu o să fie nimic pe gratis, pentru că toată lumea trebuie să fie apreciat pentru munca care o face. Și am primit aviz pozitiv din partea lor că vor veni și vor arbitra la concursul ăsta. Minunat. Și știu așa că, de fapt, cred că ceea ce m-a atras cel mai mult în proiectul acesta este faptul că te-ai gândit la o parte caritabilă a evenimentului și mie îmi place de mor când aud că cineva se gândește la ceva doar pentru a ajuta. Contează foarte mult și sunt foarte mulți copii, sunt foarte multe persoane aflate în situații cu risc social crescut și atunci poate fiecare dintre noi ar trebui să facă măcar puțin așa din ceea ce poate, din activitatea lui de rutină, de zi cu zi, să dăruiască și celor din jur. Exact. Hai să vedem așa, cum ți-a trecut ție prin cap să faci o parte caritabilă a acestui eveniment? Sincer, am vrut să o fac de la început, numai că nu știam forma sub care voi putea să o fac. În primă fază am zis că nu voi lua taxă de participare pentru copii și voi prezenta un caz. Voi amplasa în sală o urnă unde să meargă fiecare să doneze ceva dacă vrea. Dar am zis că nu cred că ar fi foarte ok lucrul ăsta, pentru că eu, din păcate, am trecut printr-un episod din ăsta și eu, fiind în pielea aia, nu mi s-a părut foarte ok să mă plimb cu urna pentru... Și am decis să pun o taxă de participare pentru fiecare copil de 20 de lei. Iar suma care va fi strânsă, bineînțeles, va fi toată donată... Către copii. Către copii, exact. Asta e minunat. Iată, ești un Moș Crăciun. De altfel, tu chiar ai fost Moș Crăciun, nu odată, ci de mai multe ori. Da. Anul acesta ai astfel de proiecte de Moș Crăciun? Nu, sunt deschis la orice, nu-i problemă. Ați auzit, dragi telespectatori, aveți nevoie de un Moș Crăciun? Vă sugerez eu unul și se încadrează, vă spun din experiență, că se încadrează și foarte bine în pielea personajului. E sfârșit de an și proiectul este foarte frumos, vom mai vorbi de el către finalul emisiunii, dar vreau să te întreb așa, din punct de vedere profesional, cum ți-a fost anul? A fost un an bun, aș putea să înclin să zic că a fost foarte bun, dar mă limitez doar la bun, pentru că nu vreau să mă culc pe ureche. Putea fi și mai bun, adică. Și mai bun, într-adevăr. A fost bun până la jumatea anului, pentru că am reușit să mă clasez foarte bine la turneile internaționale. Am reușit să iau 2 medalii la turneile de Grand Slam. Am bătut oameni importanți din categorie, vorbim de campioni olimpici, vicecampioni mondiali, sportivi foarte titrați din categorie. Dar, din păcate, la jumatea anului am fost la un turneu în China și în primul meci am suferit o accidentare care m-a tras un pic înapoi. Nu a fost ceva foarte grav, dar știi cum fiecare afecțiune te dă un pic în spate și din punct de vedere al pregătirii și al elanului, exact. Și lucrul ăsta m-a dat în spate un pic, dar acum pe final am reușit să-mi revin ușor-ușor înapoi în formă, am reușit să ajung din nou în fazele finale a competițiilor, să lupt pentru medalii și lucrul ăsta mă motivează să continui. Eu îți propun să continuăm cu discuția pentru că n-am terminat ceea ce faci tu imediat după o scurtă pauză.